Stimate domnul președinte Academiei de Științe, stimate domnule rector, stimați colegi, mai detrez și publicul larg, văd că ne filmează. Vreau să încep cu aceea că pe tot parcursul istoriei, omenirea s-a confruntat cu mari tragedii, cauzate în primul rând de epidemii și pandemii. Noțiunea epidemiei înseamnă nu altceva decât manifestări morbide în masă cu letalitate înaltă. Și provine de la cuvintele grecești epi și demos, adică nenorociri abătute asupra poporului. Sunt bine cunoscute pandemiile de ciumă, variolă, holeră, tifus exantematic, difterie, malarie, care au curmat milioane și milioane de vieți omenești. De exemplu, în epidemie de ciumă care a bântuit în Europa în secolul XIV, au murit de ciumă 25 milioane de oameni, adică un sfert din toată populația Europei la acea vreme. Confirmarea acestor evenimente tragice pot servi și descrierile scriitorilor și istoricilor. Giovanni Boccaccio, în excepționalul său roman Decameron, descrie în felul următor epidemie de ciumă care s-a răspândit în Florența, fiind el însuși martor al acestor evenimente. Câți bărbați puternici, femei frumoase, tineri minunați, pe care până și Galen, Hipocrate și Esculap i-ar fi considerat sănătoși, dimineața luau micul dejun cu rudele, colegii și prietenii, iar masă de seară cu strămoșii lor în lumea cealaltă. În secolul XVII, în cea de-a doua pandemie de ciumă, tot în Europa, numai în Londra au decedat 35.000 de oameni, adică 20% din toată populația Londrei. În secolul XVII și XVIII făcea ravaje și variola. Numai în Europa anual făceau variolă circa 10 milioane de oameni, dintre care 2 milioane mureau în urma acestei boli. Istoricul englez Thomas Macaulay remarca la sfârșitul secolului XVII. Variola este permanentă printre noi, umplând cimitirile cu decedați și înspăimântându-i de moarte pe cei care însă nu s-au îmbolnăvit. Pe fețele celor care le-a cruțat viața, lasă urme deformante. Copilul nu era cunoscut de propria mamă, iar mireasa zână este transformată într-un obiect de dezgust în ochii lumii. Numai în secolul XIX-XX au fost înregistrate 7 pandemii de holeră și peste 30 pandemii de gripă, cea mai severă fiind pandemia din 1918-1919, numită și gripa spaniolă, care s-a soldat cu 50 milioane de decese. Și pe teritoriul Basarabiei, bolile infecțioase aveau o răspândire largă. Doar într-un singur an, 1910, în Basarabia au fost înregistrate 13.400 cazuri de febră tifoidă, 800 cazuri de antrax, 59.000 cazuri de difterie, 11.300 cazuri de tuș convulsivă, 12.200 cazuri de rujeolă, 30.900 cazuri de scarlatină, 6.000 cazuri de parotidită epidemică și 6.000 cazuri de variolă, 11.200 cazuri de tuberculoză și 90.000 de cazuri de malarie, 7.000 cazuri de trahomă și altele. Însă, la acea vreme, nu era cunoscută etiologia acestor boli. Pe tot parcursul istoriei, omenirea s-a străduit să cunoască esența epidemiilor și pandemiilor. În lumea antică, de exemplu, a fost formulată ipoteza miasmatică privitor la cauzalitatea epidemiilor. Conform acestei ipoteze, epidemiile apar în urma pătrunderii în organismul miasmilor, adică unor substanțe dăunătoare, cum ar fi emanațiile de gaze apărute în aer ca urmare a erupțiilor vulcanilor, cu tremurilor de pământ sau apariției cometelor. Greșeală, să înțelege. Un eveniment important se produce în secolul XVI, când medicul italian Girolamo Fracastro formulează o nouă viziune privind cauzalitatea epidemiilor, și anume dezvoltarea lor prin contagii vii. În conformitate cu această ipoteză, epidemiile apar în urma contaminării oamenilor cu contagii vii,
adică ființe mici, invizibile, care se transmite la omul bolnav, la cel sănătos. Astfel, Gioramo Fracastrom pune începutul ipotezei contagioniste de explicare a esenței epidemiilor. Totuși, viziunea lui, deși genială, privitor la cauzalitatea epidemiilor, când nu exista nici microscopul, putea fi confirmată la acea vreme numai prin experiență de autocontaminare. Știința epidemiologică cunoaște numeroase exemple de experiențe prin autocontaminare, realizate de diferiți cercetători în diferiți ani pentru a demonstra transmiterea bolilor de la om la om în timpul epidemiilor. Experiențe pline de devotament și sacrificii. Cele mai tragice în acest sens au dovedit a fi experiențele medicilor implicați în lupta cu ciuma. În pofida situațiilor îngrozitoare create în timpul epidemiilor de ciumă, cât și a pericolului evident, mai mulți medici s-au supus experiențelor de autocontaminare, scopul principal fiind constatarea transmiterii bolii de la om la om. Autocontaminarea conștientă, cu îmbolnăvirea ulterioară, constituia pentru ei nu doar o condiție de verificare a ipotezii contagioniste, ci și onorarea datoriei profesioniste. Mesajul luminând altora art îi caracterizează cât se poate de bine pe autorii experiențelor de autocontaminare. Totuși, numai datorită descoperirii microorganismelor patogene, considerați agenți patogeni ai bolilor infecțioase, începând cu a doua jumătate a secolului XIX, iar mai apoi datorită celor mari descoperiri a epidemiologiei din prima jumătate a secolului XX, cum ar fi determinarea rezervorului și surselor de agenți patogeni în diferite boli infecțioase, cu cunoașterea perioadei de incubație, perioadei de contagiozitate, mecanismelor și căilor de transmitere a agenților cauzali, care sunt absolut diferite în diferite boli infecțioase, descoperirea rolului receptivității și imunității, datorită elucidării esenței și mecanismelor de dezvoltare a procesului epidemic în toate maladiile infecțioase, cât și elaborarea sistemului de măsuri antiepidemice bazat pe aceste mari descoperiri, care prevede măsuri îndreptate la sursa de agenți patogeni, cum ar fi izolarea și tratamentul persoanelor infectate, depistare, investigare, supraveghere și profilaxie de urgență a contactelor, măsuri îndreptate la întreruperea mecanismului de transmitere a agenților cauzali de la om la om, care includ toate măsurile de dezinfecție, dezinsecție, sterilizare, dar și cele mecanice, cum ar fi echipament, tot echipamentul de protecție, instrumentarul jetabil, datorită descoperirii vaccinurilor și antibioticilor, creșterii performanței medicale, datorită realizării tuturor acestor măsuri antiepidemice, omenirea s-a izbăvit în mare parte de aceste grave maladii. Este suficient de menționat că numai în Republica Moldova, în ultimii 60-70 de ani, adică pe parcursul unei vieți de om, au fost eradicate totalmente variola, morba, tifosul recurent, malaria, tularemia, trahoma, bruceloza, dizenterie șiga, poliomielita. A fost redusă până la minimum morbiditate prin antrax, hidrofobie, febră tifoidă, difterie, tuse convulsive, tetanos, tifus exantematic, rujeolă, rubiolă, orion și alte infecții care în trecutul nu atât de îndepărtat erau un adevărat blestem al societății. Succese inestimabile ale omenirii în lupta cu epidemiile și bolile infecțioase în general. Nu în zadar, peste 40 de cercetători și luptători cu boli infecțioase au fost distinși cu premiul Nobel. Așadar, putem constata două elemente obligatorii în apariția și dezvoltarea pandemiilor. Prezența agentului patogen și receptivitatea înaltă a populației față de acest gen patogen. Adică lipsa imunității specifice a populației față de noul virus, de unde reiese că riscul apariției și răspândirii epidemiilor și pandemiilor persistă în continuare. Datorită apariției tipurilor noi de virusuri în natură,
necătând la originea lor, dar cu mutații genetice, genotipice foarte puternice, de tip shift, la care populația umană nu dispune de imunitate specifică. Adică toți suntem susceptibili la acest tip de virus nou și noi toți putem face infecția de la mic la mare, în special persoanele slăbite cu statut imunodeficitar pronunțat. Al treilea element ce favorizează mult răspândirea pandemiei la etapa contemporană este migrația intensă a populației, cât și viteza înaltă de mișcare a omului. Sunt de ajuns câteva ore ca infecție declanșată într-o regiune a globului să producă o situație epidemiogenă extraordinară în alt capăt al planetei. Ca exemplu pot servi gripa pandemică de tip nou, H1N1, care numai în 6 luni a cuprins întreg globul. Iar infecția actuală cu COVID-19, numai în 3 luni de la debutul pandemiei, a cuprins toate țările, producând milioane de îmbolnăviri și sute de mii de decese, șocând întreaga lume. Nu mai vorbesc de impactul economic enorm produs. Numai tocmai necredinciosul nu poate să creadă în răspândirea adevărată a pandemiei cu COVID-19 la ora actuală. Totuși, deosebirea situației de azi față de cea de ieri constă în nivelul înalt al științei contemporane, care în scurt timp poate determina agentul cauzal, particularitățile lui, tropismul, perioada de incubație, perioada de contagiozitate, particularitățile virusului, inclusiv structura antigenică, rezistența în mediile externe, modul de transmitere, poate obține mijloace de protecție, diagnosticare și tratament. Și în pandemia actuală, noi de acum cunoaștem virusul, care sunt manifestările clinice, calea de transmitere de la om la om, avem la îndemână mijloace de protecție, de testare, cei ce nu cunoșteam și nu aveam la îndemână omenirea în trecutul, încă în trecutul apropiat. Am în vedere secolul XIX, nu mai vorbesc de secolul XIV-XVII sau mai devreme. Rămâne doar să utilizăm aceste posibilități în practică, să fim mai cooperanți și să urmăm recomandările medicilor, în special a epidemiologilor, pentru a diminua la maxim răspândirea virusului a persoanelor afectate, cel puțin până la obținerea vaccinului și a remediilor specifice de tratament. Consider o mare greșeală din partea acelor specialiști și conducători de țări care nu au luat în serios amenințările noului tip de virus, de coronavirus. Anume, aceste țări au avut de suferit cel mai mult în pandemia actuală. Partea pozitivă este că comunitatea conștientizează tot mai mult atât pericolul noului coronavirus, cât și faptul respectării măsurilor de protecție. M-a convins înțelepciunea omului de la țară. În unul din interviurile realizate de jurnalista Valentina Ursu, la radioul Europa Liberă, privitor la noul coronavirus, o doamnă, întrebat ce măsuri întreprinde pentru a se proteja de coronavirus, ea răspunde: eu îmbrăc masca dacă ies din casă, spăl mâinile de fiecare dată când revin acasă, iar pe fiica mea, care este în Germania, am sfătuit-o să nu vină acasă în această perioadă, deoarece ușor poate contamina virusul în avion, în transport, în gările aglomerate. Ce gândire logică și corectă! Altul, văd că sunteți bine echipat și cu mască și cu mănuși și în mănuși. Unde plecați? Până la magazin, răspunde cetățeanul. Am mama acasă. Și mi-e frică să nu mă lipsesc. Cât de corect procedează acest cetățean de la țară? Este un model exemplu pentru toți acei care cu adevărat își iubesc părinții și familia.
În aceste situații, interesul pentru cei apropiați, pentru colectiv, este mai important decât cel personal. Așadar, pronosticul situației depinde în mare parte de conștientizarea problemei și de măsurile întreprinse, atât de guvernare, cât și de întreaga societate, unitar, să fim uniți, așa cum s-a procedat în China și în Slovacia. Sper că după depășirea situației pandemice și vom reveni la normal, toate cele întâmplate să ne fie de învățătură. Atitudinea guvernanților și cetățenilor față de lucrătorii medicali, față de oamenii de știință, care s-au aflat și continuu a se afla în prima linie, să schimbe spre bine. Nu numai să-i numim eroi, dar să-i prețuim și să-i susținem moral și material la justă valoare. Nu numai în timpul epidemiei, deoarece nimeni nu știe ce ne așteaptă mâine. În acest sens, eu susțin apelul domnilor academicieni, Duca și Lupașcu, de a adăuna câte cele 500 de lei cu mes în apel din indemnizația lunii aprilie pentru ajutorul material celor care sunt pe linia întâi în lupta cu COVID-19. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnul membru corespondent!